interesează de Nina. El pur și simplu a uitat de copilul lui. Cred că tata nu mă mai iubește, că nu mai petrece deloc timp cu mine. Mereu are câte ceva. Dacă vroiai să ții casa și dacă țineai la copilul tău și la bărbat, nu dădeai una, două, dau divorț, dau divorț, așa făceai. Bă, dar care-i secretul? Unde l-ai găsit într-una pe fetele astea? Sunt foarte optimistă. Așa. Îmi place să râd. Îmi place să citesc. Simt și ele mirosul de bărbat proaspăt divorțat. Ce să fac, iubita? Mai ai văzut ce zice? Că are o treabă cu un prieten. Momentul acesta, dacă nu ești pregătit să te întâlnești cu femei, decât să le spui de la bun început. Noaptea asta presim că va fi cu noroc. Băi, să te ține promisiuni, că altfel ne va cuta și prin ca o să aibă de-a face. Ce e cu tine în halul ăsta? Am o ce? Am o problemă. Asta e, Drista. Aici te aștept. Și pe aici te iau ca să-i dau avans la restaurant. Hai, te pup! Ați tot auzit de vreun an și ceva încoace o reclamă, un avertisment legat de relațiile adulților cu minori. Că sunt intenționate sau în necunoștință de cauză, tot vinovat ești. Legea spune clar asta. Ai greșit, trebuie să plătești. Iar în astfel de cazuri, trebuie să o faci cu vârf și îndesat. Vladimir, la 40 de ani, se ține bine. Este pe piață, cum se spune, după ce a divorțat recent pentru că fosta soție l-a prins cu mâța în sac și cu alta în pat. În rarele momente când nu umblă după fuste, își petrece câteva clipe și cu fica sa o minunăție de fetiță. Noaptea, Vladimir mai alunecă fie într-o parte, fie în alta. Sunt un bărbat liber și independent, care își trăiește viața la maxim. Acum 2 luni am divorțat și de atunci mă distrez fără să mai dau cont nimănui. Vladimir a divorțat de fosta lui soție pentru că l-a prins în pat cu prietena ei. Ia vino, Vladimir, să zic ceva. Ia zi. Măi, să poți, mă, toate fetele astea trag la tine, măi. Toate puștaicele astea, ce puștaice mai frumoasă și arată mai bine, numai la tine, mă, toate. Lasă-mă, fratele meu, că-ți vine, știe timpul. Păi știi de ce? Păi stai să zic, știi de ce? Simt și ele mirosul de bărbat proaspăt divorțat, potent financiar. Lasă, treci și tu după 40 și îți vine și ție rândul. Sincer să fiu, observ că fetele tinere sunt atrase de bărbați peste 40 de ani. Dar probabil asta e noua modă. Andrei, chiar dacă este mai tânăr, n-are succesul meu. Eu întotdeauna am avut lipici la femei și fete. Bă, dar care-i secretul? Unde l-ai găsit într-una pe fetele astea? Sal și mie! Frate, nu e niciun secret, da? Simt mirosul! Știu la cine să vină! Auzi, vrei să te cuplezi? Da, mă, cuplează-mă și pe mine, cu o fată. Te rezolv. Ia-mă și pe mine, aici, pe tine. Te rezolvă, fratele tău! Oh! Nu e necesar să nu alăm. Atât! Ce gagică frumoasă, mi-ar place și mie una ca ea. Doar că va trebui să aștept să fac 40 de ani. Poate să leagă așa? Bine! Bine, fetele! Mă
distrez în clubul ăsta de joi până duminică. Nu este atât de sigur că vârsta a doua atrage tinerele din cluburi, ci mai degrabă e norma leafă pe care Vladimir o câștigă ca manager într-o firmă de IT, iar fetele apreciază banul și îl iubesc ca pe ochii din cap. Luni, marți și miercuri doarme tot restul zilei, cât nu este la job sau prin alt pat decât cel al lui. Bianca este fosta mea soție. Oricum, nici n-am chef să-i răspund. Da. Vladimir, poți să iei tu fata astăzi de la școală? Am mai multe lucruri de făcut. Bianca, nu mă simt bine deloc. Mă doare capul rău. Nici la serviciu n-am fost. Cred că am luat o gripă, cred că am luat ceva de... Nu mă simt bine deloc, nu pot. Nu pot să merg. Păi, te rog, nu îți durează 10 minute. Bianca, Bianca, nu mă mai zăpăci fată la cap. Tu ai vrut să divorțăm, da? Tu ai vrut să ai grijă de fată, tu ai la fata la tine. În momentul când ai luat decizia asta... Eu am vrut să divorțez, dar asta nu înseamnă că tu nu ai un copil. Copilul ăsta are și el tată. Chiar are tupeu. Mi-a făcut un scandal monstru că am înșelat-o. Și acum ce? Are nevoie de mine? Da. Eu și cu muncă, eu și cu fata, eu și cu de toate. Da, Bianca, așa este. Responsabilitatea ta nu mai este? Ba, este responsabilitate, dar ai luat fata și tu ai decizia ta, tu ai zis că ai grijă de ea, ai grijă de fată. Tu mă înțelegi că eu nu pot, mă doare capul, am gripă, am febră, am de alea, nu pot să am grijă. Nu am cum să mă... Pe tine mereu te doare câte ceva. Pe tine tu mereu ai treabă, tu mereu ai câte ceva de făcut. Să-și pună pofta în cui. Nu am de gând să fac mai multe decât trebuie. Bunca, tu te trezești și tu odată? Ai și tu responsabilități? Știi ceva, Bianca? Eu o să vin pe weekend să iau, să am grijă de fată, să fiu cu fata, așa cum am programat și așa cum am stabilit, da? Ai zis că te descurci, n-ai zis că te descurci cu fata? Ia și te descurcă, te rog frumos, așa cum ai spus. Cum te-ai lăudat, te-ai bătut cu pumnii în piept când ai vrut să divorțezi, că o să ai grijă de fată. Ai grijă de fată, te rog, da? Îi plătesc pensia alimentară și cu asta trebuie să se descurce. Putea să treacă cu vederea trădarea mea. Și atunci ar fi fost altceva. Nu mai avem ce discuta. Hai. Nu pe weekend am zis că vin, o să vin. Da? Am zis că vin, o să vin. Deci nu... Când erai leoaică și te băteai cu pumnul în piept că tu pleci, că divorțezi, că ai grijă de fată, te rog, ai grijă de fată. Hai, am terminat povestea, da? Pa, 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 pa. Hai că nici nu mai pot să închid. Conform înțelegerii noastre în instanță, eu trebuie să stau cu fiica mea 2 weekenduri pe lună. În rest, Bianca trebuie să se ocupe de ea. V-ați făcut o imagine despre Vladimir? Tot el este cu gura mare, deși vina e numai a lui. Am mai văzut de ăștia. Promite lucruri unor femei care doresc să-și refacă viața și nu caută doar o aventură de o noapte. Mă bucur mult că ai venit. Ești mult mai drăguță în realitate decât în poze. Mulțumesc! Deci, doamne, ai niște ochi, ce-mi plac, ce culoare frumoasă ai, super! Arăți foarte bine. Mă bucur mult că ai venit. Și mă bucur. Să știi că nici tu nu arăți rău. Mulțumesc. Mamă, și cât ziceai că ai? 35 de ani? Da, 35. Mamă, mai mult de 25 nu dădeam. Mulțumesc. Serios? L-am cunoscut pe Vladimir pe un site de matrimoniale. Pare un bărbat interesant. Nu am de gând să-mi refac viața. Vreau doar să mă distrez. Așa că nu ratez nicio ocazie de a mă întâlni cu femei noi. Să știi că dintre persoanele cu care am vorbit până acum, chiar pari o persoană momentan de încredere. Mulțumesc. Și doar ca să fiu foarte sinceră de la început. Așa. La vârsta aceasta, chiar cred că sunt pregătită pentru o familie. Vreau să mă așez la casa mea. Vreau să știu că pot să am încredere în persoana cu care sunt. Și da, aș vrea pe viitor și copii. Fata asta vrea să ne căsătorim și să facem un copil de la prima întâlnire. Cred că a uitat că ne-am cunoscut pe un site de dating. Am înțeles, da? Deci ai planul făcut, ești exact... Da. Da? Dar tu cum ești așa, ca om, ca persoană? Ce-ți place? Îmi place foarte mult să râd.
Bineînțeles. Da, fire veselă? Da, normal. Altfel, cum să te bucuri de viață dacă... Corect, corect. Nu? Nu înțeleg de ce tati nu mai respectă programul de stat cu mine. Oare nu mă mai iubește? Ce faci, mami? Aștept. Ce aștept, mami, așa îmbrăcată? Păi aștept să vină tata să mă ia. Of, stai să-l sun, să vedem ce zice. Scuze. E ok. Astăzi este weekendul lui Vladimir să stea cu Nina și nu înțeleg de ce nu răspunde. Sunt foarte optimistă. Așa. Îmi place să râd. Îmi place să citesc. Îmi place să citesc. Da. Asta era ziua în care trebuia să stau cu fiica mea. Am uitat, e normal, nu s-a întâmplat o tragedie. E clar că dacă persoana care îl sună insistă, se întâmplă ceva, nu? Să știi că poți să răspunzi dacă... Da, nu, e... E fosta nevastă. Văd că insistă. Poate că este ceva urgent, eu zic că... Sigur? Da, nu e nicio problemă. Da, ce este? Care e urgența? Ce s-a întâmplat? Iar uita că e ziua în care trebuie să mi se iei fata. Te așteaptă copilul ăsta îmbrăcat aici. Da, nu, stai, lasă. Bianca, lasă-mă să-ți explic. Sunt în pauza de masă în momentul ăsta și am o problemă mare la serviciu. Un coleg... Iar e problemă? Un coleg a făcut accident cu mașina. Ce vrei să fac? Trebuie să mă duc acum, doar că termin acum prânzul și de-aia nici nu ți-am răspuns la telefon. Trebuie să mă înțelegi. Da, trebuie să ajung, e o problemă. Care e problema? Faptul că noi am divorțat nu înseamnă că tu trebuie să uiți când e ziua care trebuie să vii să iei fata. Te așteaptă copilul ăsta, e transpirată toată. O minciună nevinovată nu face rău nimănui. Trebuie să fac cumva să ies din situația asta. Dacă își minte copilul și fosta soție, nici nu mă aștept să fie sincer cu mine. E îmbrăcat, ia o scoate și tu afară, ce mare inginerie. Asta e un motiv, ca de fiecare dată găsești motive. Mă înțelegi că nu pot, mă... Scuze, ce spuneai? Așa, îmi ziceai că ce fel de om ești, îți place să râzi, să... Da, scuză-mă, dar din ce am înțeles, ești căsătorit sau ai fost căsătorit? Sunt divorțat, nu, fosta, e fosta, sunt divorțat. La vârsta mea ce vrei? Sunt divorțat. Și ai și copil? Da, am o fetiță aproape 11 ani, într-o lună de zile, într-o lună și ceva împlinește 11 ani. E vreo problemă? Mulți înainte. Nu este o problemă. Mulțumesc. Faptul că ai fost căsătorit. În primul rând, nu știam acest lucru. Da, urma să vă aflăm, nu? Vorbim de aia, ne-am întâlnit ca să discutăm, să aflăm unul despre celălalt, okay, nu? Ok, de acord. Doar că sunt unele lucruri pe care ar trebui să le spui direct în momentul când, înainte să ne întâlnim. Așa. Asta unul și doi. Fata, din ce înțeleg, ar fi trebuit să fii cu ea? Sau este... Era, nu e o problemă, că merg în weekend și o văd, nu e niciun fel de problemă. Da, dar am înțeles că astăzi este ziua să stai cu ea. Da, exact, era ziua, dar am ales să vin să mă întâlnesc cu tine, ca să ne cunoaștem, să putem să discutăm. Da, nu mi se pare deloc ok acest lucru. De ce? Pentru că este fata ta, ar trebui să ai grijă de ea și ar trebui să fie cea mai importantă în momentul acesta. Am stat 12 ani cu o femeie pe care am înșelat-o și am făcut un copil pe care ea și l-a dorit. Nu înțeleg bărbații care intră pe site-uri matrimoniale și nu vor ceva sincer. Vladimir este al cincilea bărbat care mă face să-mi pierd timpul. Și ți-am zis foarte bine că vreau să-mi fac o familie. Așa. Și vreau să am încredere în partenerul meu. Dar dacă tu te vezi acum cu femei în timp ce ar trebui să ai grijă de fata ta, eu ce-ar trebui să cred pe viitor? O să-mi faci și mie același lucru, nu? Nu o să ai grijă de familie, nu o să ai grijă de mine, nu o să ai grijă de copil? Corina, nu o dramă din asta, că nu e mare... Dramă? Da. Familia este cea mai importantă. Corina? Nu știe ce pierde. Alta la rând. Nu vreau să-mi pierd timpul cu un om ca ăsta. Mai bine stau singură. Nu ar trebui în momentul acesta, dacă nu ești pregătit, să te întâlnești cu femei, decât să le spui de la bun început. Nu vrei nimic serios, dar să ai în primul rând grijă de fata ta, da? Asta ar trebui să faci. Sunt pregătit. Asta ar trebui să faci. Corina, ce faci acum? Chiar trebuie să... Vreau un bărbat serios care are grijă de familie. Trebuie să reacționezi așa? Eu vreau un bărbat serios care are grijă de familie și se pare că tu nu ești acela. Îmi pare rău. Alta la rând. Este foarte simplu. Nici un pic de empatie, dar și nicio bucurie. Bianca nu amărăște și mai mult sufletul copilului. Nu zice nimic rău despre tati. Ce să fac, iubita? Mai ai văzut ce zice? Că are o treabă cu un prieten și nu poate să ajungă.
Tata ta mereu are treabă cu un prieten când e să stea cu mine. Iubita mea, promit că mai am puțină treabă și după aceea ieșim noi la film, mergem și mâncăm ceva, facem ce vrei tu. Și data trecută când a trebuit să stau la el, a avut probleme cu mașina. Mereu se întâmplă câte ceva. Are impresia că se răzbună pe mine cu un asemenea comportament, dar singura care suferă e Nina. Mereu stau cu tine de când ați divorțat. Iubita mea, eu sunt aici pentru tine tot timpul și îți promit eu că o să ieșim și o să mergem la film, o să mergem să mâncăm ceva. Ce vrei să-i fac dacă nu vrea să vină? Nu am cum să-l oblig. Nu am ce să-i fac. O să vină el când o să aibă timp. Mi-a promis că ne vom duce la patinoar, la film și că vom petrece weekendul numai noi doi. Dar acum a uitat de mine. Ce să fac? Trebuie să o calmez într-un fel. Mi se rupe sufletul când o văd așa. Cred că tata nu mă mai iubește, că nu mai petrece deloc timp cu mine. Mereu are câte ceva. Mama, asta e o prostie. Cum să nu te iubească? Te iubește. Dar a trecit și el printr-o perioadă mai dificilă acum. Trebuie să-l înțelegem, da? Bine. Hai, uite, ia telefonul. Dacă vrei să ieșim și lasă-mă, du-te tu și joacă-te și lasă-mă să-mi termin eu treaba, da? Ok. Hai. Viața este atât de frumoasă pentru mine în acest moment. Mă simt mai bine ca niciodată. Vladimir se distrează și petrece ca la 20 de ani. Se pare că a uitat repede de fica și de soția lui. Îmi plac bărbații maturi, iar tipul ăsta apare pe gustul meu. Bine! Bine! Poți! Bine! Foarte bine! Ce simpatică e, ce frumoasă e! Trebuie să dansăm? Are un noroc! Eu singur, liber, disponibil și el ia uita ce succes are! Frumoasă, domnișoara! Arată foarte bine! Exact pe gustul meu! Are muzica, am vrut să beau ceva. Nu am să unde mă Andrei! Vezi că eu plec, am putină treabă, ok? Vladimir este manager la o firmă de IT. Clar câștigă bine și puștoaicele astea l-au cam mirosit. Nu știu ce fac, cum fac, dar este clar că fetele tinere mă plac. Chiar dacă este trecut de 40 de ani, se ține bine. Este înalt, este fix pe gustul meu. Ce bine este să nu dai explicații nimănui. Să nu te întorci acasă și să te aștepte o crizată și un copil pe care trebuie să-l duci la școală după o noapte de distracție. Sunt și fete care abia au terminat școala și pe care le poți duce acasă. Bansai și Vladimir are, așa că a închiriat o cameră la hotel unde ajunge pe 7, ba chiar mai multe cărări, că de-abia știe de el. Noaptea asta presim că va fi cu noroc. Câteva clipe de plăcere și asta e toată fericirea de care are el parte. Trist tare. Doamne, nu mai mi-amintesc nimic. Nici nu știu cum am ajuns aici. Tonia. Cine este Tonia? Singurul care mă poate ajuta acum este Andrei. Salut, Andrei, salut, ce faci? Auzi? Sunt, nu știu unde sunt, m-am trezit într-o cameră. Cred că e un hotel, frate. Auzi, tu... Păi nu mai știu ce-ai făcut aseară. Tu ești aici?
La ce hotel? De pe tu ai fost la hotel atât? Mamă, deci nu știu, nu mi-aduc aminte. Oh, am o durere de cap, îmi pocnește cap. N-ai să ți aduci aminte, n-ai văzut cu ce gagică ai plecat aseară din club? Cu ce gagică am plecat? Cu una mișto rău de tot, o gagică de asta, o puștoaică de asta, frumoasă, rău, arăta bine, băi, ce noroc ai, n-am văzut așa ceva. Auzi, am găsit un bilet, aici scrie Tonia, cu număr de telefon și o inimioară. Nu sunt obișnuit să consum alcool, nu mai rezist ca la tinerețe. Da, mă, înseamnă că, ce să mai, e treaba bună, ți-a lăsat numărul de telefon, dar vrea să vă mai vedeți. Da, da. Chiar e treaba bună cu fata asta, eu zic să, da, să te mai vezi cu ea, problema e că să nu fie, e cam tânără, da? Adică? Nu știu, să nu cumva să fie minoră, că... Mai matura asta. Frate, termină cu minora, că n-are cum să fie minoră. Ce căuta în club dacă era minoră? Pă bune, nu e minoră. Stai liniștit, nu. Ar trebui să fiu mai atent data viitoare. Nu pot să ajung în pat cu oricine. Riscul de bol este destul de mare. Bine, mă, bine, tata. Hai că să-mi revin și eu și... Nu știu, nu știu, o să văd. Hai că văd eu. Hai că rezolv și te sun eu mai încolo, da? Bine, hai, frate. Hai. Hai, frate. Hai, ai grijă de tine. Hai, pa, pa, pa. Salut. Dacă Andrei îmi spune că fata cu care eram era bună, ar fi trebuit să fiu fericit, dar eu nu mi-amintesc cum arăta. O fi fost, n-o fi fost. Norocul lui, dacă putem spune astfel, este urma lăsată de fată. Altfel, nici n-ar fi bănuit că a mai fost cu altcineva în cameră. Și dacă a fost, ce s-o fi întâmplat? Nu vreau să mă mai întâlnesc cu ea, mai ales după ce mi-a spus Andrei. Nu m-aș combina cu o minoră nici măcar pentru o distracție. Exact ce spuneam. Astea singurele momente de bucurie ale lui Vladimir, iar de unele nici măcar nu își poate aduce aminte. Asta e viață de puști la începutul vieții, dar și el pare să fi dat în mintea copiilor. Între timp, cu gândul doar la binele copilului, Bianca își convoacă fosta soacră, doar i-o băga ea mințile în cap. Da, intră! Ce s-a întâmplat, draga mea? Ce s-a întâmplat? Că am venit într-o fugă. Ce s-a întâmplat? Da, ce s-a întâmplat? Trebuie să discutăm despre Vladimir. Eu am crezut că s-a întâmplat ceva cu Ninuța săraca. Nu s-a întâmplat, păi, tocmai că e legat de Nina. Adică? Păi, Vladimir a uitat că e tată. Îmi pare rău că s-au despărțit, doar pentru Ninuța. Că în orumea a fost o pisăloagă toată viața. Este bunica Ninei, deci trebuie să știe și ea cum stau lucrurile. De când am divorțat, el nu mai știe că are familie, nu mai știe că nu are un copil, nu mai știe nimic. Și care-i problema? Ești cumva geloasă? N-ai vrut tu să divorțezi? N-ai vrut tu să fii liberă? N-ai vrut tu să ai casa ta singură? Să nu plece el? Nu sunt geloasă, măi... doar că asta nu înseamnă că nu trebuie să aibă grijă de Nina. Are. Are când? Grijă? Eu știu că are. Te rog frumos să nu-i mai spui băiatului meu tot felul de lucruri urâte, că nu ai dreptate să știi. Băiatul meu pentru este că un în ultimul timp nu face nimic. Ba, nu, da. Este în ultimul timp un irresponsabil, nu mai face nimic. Își iubește copilul așa cum trebuie. Eu am văzut, nu știe ce să mai facă pentru Nina. Fosta mea soacră l-a acoperit întotdeauna pe Vladimir. De câte ori avea câte o amantă. Ea este de vină pentru despărțirea noastră. A înșelat-o și fiul de câteva ori. Dar dacă îl iubea, trecea cu vederea. Am văzut, nu știe ce să mai facă pentru Nina. E, ba era bolnav, ba are treabă, ba e la ziua nu știu cui. Altceva, ba, mai știi, un altceva mai știi decât să-l critici? Nu știe altceva. Păi și el așa... face ceva consumtiv. Cum avea, dacă îl iubeai, nu divorțai de el. Nu
îl goneai din casă, suportai și tu că toate femeile suportă. A avut și el două, trei ieșiri, două, dacă trei... Dacă tu îl găseai cu venei de... Așa. Și îl găseai pe bărbatul tău în pat cu prietenul tău. De câte ori nu l-am prins și pe bărbatul meu. Dar am suportat pentru copil și pentru că l-am iubit. Și ea și fisul îmi vor plăti cu vârf și îndesat pentru atitudinea asta și pentru cât suferă Nina. Acum se vaită? Normal, e greu fără un bărbat în casă. Dar a fost alegerea ei. Păi el m-a înșelat pe mine cu prietena mea. Măi, drăguța mea, și cine e de vină? Tu! Tu ești de vină, că ai adus-o în casă. Da, tu ai adus-o în casă, l-a tentat că e bărbat, toți bărbații sunt așa. Nu trebuia să-l aduci în casă, să o aduci în cap. Pardon că nici nu mai știu ce vorbesc, m-a enervat rău de tot. Vladimir și-a adus Samantha în patul nostru. Eu eram plecată la mama, m-am întors mai devreme și i-am găsit. Vladimir o iubește pe Nina. La început s-a speriat la gândul că va fi tată, dar pe urmă s-a obișnuit. Dacă vroiai să ții casa și dacă țineai la copilul tău și la bărbat, nu dădeai una, două, dau divorț, dau divorț, așa făceai. Ok, am divorțat, asta înseamnă că trebuie să uite de Nina? N-a uitat, n-a uitat. Ba copilul da. Meu este responsabil. La ba început... da, copilul meu plânge și plânge după tatăl ei. Tatăl ei, ei nu mai vine. Vezi de treabă, așa sunt copiii, draga mea. Așa sunt copiii, mai plâng, mai... Dar tu trebuie să fii... Să fiu ce? Tu trebuie să fii puternică și dacă îl iubești pe băiatul meu, îl suporți așa cum este. Nu la început, la început, știi cum a fost, nu? Știi cum v-ați căsătorit, nu? Fiul meu nu era pregătit să o ia de nevastă, dar Bianca a venit și a spus că e însărcinată și atunci s-au căsătorit. Nu este adevărat, ne-am iubit și din iubirea noastră a venit pe lume Nina, chiar dacă și pentru mine a venit pe neașteptate. Tu știi bine care a fost treaba cu voi de la început. Știi bine, da? Nu vreau să-ți mai reamintesc. Hai să trecem la subiectul. Care-i treaba? Cu Nina? Vrei să te ajut eu? Nu ai ce să mă ajut cu Nina. Nina nu are nevoie de o bunică. Ok, are nevoie și de o bunică, dar are nevoie de tatăl ei prezent în viața ei. Deci vrei să te ajut sau nu? Nu ai cu ce să mă ajut. Atunci, la revedere, cu Vladimir. La revedere, n-am ce să vorbesc. Băiatul meu este responsabil și știe ce face. Nu, eu la revedere, nu e responsabil. La revedere. La tine. Ce, la revedere. Ce puteți să am de la Vladimir dacă ea face așa? Vladimir este un bărbat liber acum. Deci, să-l lasem pace. La ce să mă aștept din partea unei femei care nu m-a plăcut niciodată? Mama soacră a avut și ea o viață grea alături de bărbatul ei. Cu cât iubești mai mult, cu atât îți este mai greu să ierți când ești înșelată. Tata socru Elvis mă numesc. Te aștept aici, la starea civilă. Fiica mea nu poate plăti pentru o mică eroare pe care am făcut-o. De ce trebuia să-l bați? Să vezi ce lecție o să-i dau eu ei și o să-i arăt eu ei. Foarte, o să vadă ea. Foarte bine. Știu că ești divorțat, știu că ai o fetiță de 11 ani. Nepotul meu trebuie să aibă tată. Ți-asum responsabilitatea. Ai ajuns la 40 de ani să stau să te învăț eu să te protejezi? Mi-ai spus că o să mă iei de nevastă, mi-ai zis că vrei o viață cu mine, ai fost primul bărbat pentru mine. Hai să încheiem discuția aici, n-are niciun rost. Și până la urmă, ce exemplu îi dai tu lui fiica ta, măi? Mamă, ce ochișor frumos ai, să-mi intru mamă ta. Mulțumesc. Te rog mult, mult de tot să iei pe Nina și să mergi la țară la maică ta o perioadă, te rog mult. Trecuse mai bine de o lună de când Vladimir s-a trezit buimac într-o cameră de hotel, fără să știe cum a ajuns acolo și cu cine. Uitase complet evenimentul și se pregătea să înceapă o nouă zi, cu rutina obișnuită. Serviciu acasă și apoi l-a agățat pe site-uri sau prin cluburi. Alo! Alo, alo, ce cauți pe mașina mea? Dar nu te mai criza atât, că am venit să stau o veste bună. Fetițo, ce cauți pe mașina mea? Pe bune, stai pe mașinile oamenilor dimineața. Am venit să stau o veste bună, ce veste bună să-mi dai, de cine ești tu? Ce cauți pe mașina mea? Hai că mă grăbesc că trebuie să ajung la serviciu. Ce face fătuca asta aici? Nu are pic de bun simț? Ce-i mașina mea? Bancă?
Nici măcar nu au avut bunul simț să mă sune după ceea ce s-a întâmplat între noi. Bine că m-a dus capul și m-am apelat singură după numărul lui. Fetițo, eu chem poliția imediat. Ce facem scandal la ora asta? Alo? Felicitări. Ce felicitări? Ce caut? Dă-te jos de pe mașina mea că trebuie să plec la serviciu, da? Felicitări. Ce felicitări? Ce e asta? Cine ești? Cine ești? Felicitări, tu? Uite-te. Vreau să-mi încep ziua bine, dar nu pot în situația asta. Sarcină în evoluție 5 săptămâni. Da, ce-i cu asta? Și ce-mi dai mie asta? Ce caut asta la mine? Este copilul tău. Cum copilul meu? Este copilul tău. Nu mai știi cine sunt? Tonia, nu-ți zice nimic? E un alt copil, nu-mi doresc. Mai ales cu o necunoscută. În seara în care ne-am cunoscut, mi-a spus totul despre el. Știam că este un bărbat fără obligații. De asta m-am și dus la hotel cu el. Bă, fetiță, eu nu știu cine ești, eu nu știu ce cauți. Tonia, nu-ți zice nimic? Cum să nu mă mai știi? Nu, e o greșeală. Cum să nu mă mai cunoști? Auzi, ține-te de astea. Dar este copilul tău, ascultă-mă, cum nu mă mai știi? Ai uitat când am fost în club și când am petrecut seara în hotel? Nu-ți mai amintești, nu? Poftim? Hotel? Sarcină? Ce spune fătuca asta? Este copilul tău, am rămas însărcinată. Când? Atunci! Nu pot să cred. Nu are cum. Eu nu mi-aduc aminte nimic din ce s-a întâmplat. Atunci de ce știu atâtea chestii despre tine? Știu că ești divorțat, știu că ai o fetiță de 11 ani. Tu mi-ai povestit absolut tot. Și mi-ai spus că o să mă iei de nevastă, mi-ai zis că vrei o viață cu mine, ai fost primul bărbat pentru mine. Doamne, nu vine să cred. El a fost primul bărbat din viața mea, deci ar fi bine să mă ajute să cresc copilul ăsta. Poate că i-am povestit despre viața mea, dar nu cred că am lăsat-o însărcinată, sub nicio formă. Hai să dăm cărțile pe față și lasă primul bărbat, lasă ce vrei. Vreau o familie cu tine. Ce vrei? Vreau o familie cu tine, vreau să creștem împreună copilul. Fetițo, bagă-ți mințile în cap și lasă. Spune-mi pentru ce ai venit mai bine. Spune-mi pentru ce ai venit. Tu ce vrei? De fapt, vrei bani. Nu. Crede-mă că n-am niciun fel de bani. Sunt un om obișnuit, n-am... Câți bani vrei tu să obții? Ce vrei tu să obții, de fapt? Ți-am zis, vreau o familie cu tine, vreau să creștem copilul împreună, vreau un viitor cu tine. De unde vrei tu o familie cu mine și de unde până unde ne știm noi? Este copilul tău, asumă-ți responsabilitatea. Nu este adevărat, te rog. Ba da, este copilul tău. Asta, că nu este niciun fel copilul meu, nu ai cum să dovedești că e copilul meu. Eu chiar m-am îndrăgostit de Vladimir, mi-a zis că o să fim împreună și acum a mințit. Nu este vina mea că ea merge la hotel cu un necunoscut. Poate că a rămas gravidă cu altul, nu cu mine. Mi-ai zis că vrei o familie cu mine, mi-ai zis că sorești o relație cu mine, de asta am plecat cu tine la hotel. Și eu m-am îndrăgostit de tine. Doamne, de ce trebuie? Mă, fetițo, tu mi-ai promis toate chestiile astea, de asta am mers cu tine. Ești primul bărbat de care m-am îndrăgostit. Auzi, revino-ți, că nu se poate așa ceva. Tu știi, vezi ce diferență de vârstă între noi doi? Dacă am fost odată cu tine la hotel, sincer... Nici nu mi-aduc aminte prea și bine. Și tu n-ai văzut diferența atunci? Cum să nu ți-aduci aminte? Nu mi-aduc aminte prea bine ce s-a întâmplat și nu cred nimic din ce spui. Atunci de ce știu atâtea chestii despre tine? Mă doare capul. Nu pot să cred că mi se întâmplă asta. Știu cum o cheamă pe fosta ta soție, Bianca. Știu cum o cheamă pe fetița ta, Nina. Și ai divorțat acum 3 luni și jumătate. De unde știu toate chestiile astea? Tu mi le-ai spus. Nu știu de unde știi toate chestiile astea, dar ceva nu e bine aici. Ceva... Doamne, de ce trebuie să trăiesc până așa ceva? Dacă s-a întâmplat ceva între noi, s-a întâmplat acum o lună și ceva. Clar că nu mai mi-aduc aminte. Da, sunt însărcinată în 5 săptămâni și singurul cu care am avut o relație este el, bineînțeles. Doamne, eu nu știu ce vrei. Deci, mă, fetiță, bagă-ți mițile în cap, vezi-ți de viața ta, pentru că eu nu am să-ți dau niciun bănuț, da? N-ai să vezi la mine niciun bani. Hai. Lasă-mă în pace, că n-am Vladimir, asumă-ți! E copilul tău! N-am timp de prostii de genul ăsta. Dar e copilul tău, asumă-ți! Ia mâna! Stai! Ia mâna! Asumă-ți responsabilitatea! E copilul tău! Ia mâna, lasă-mă în pace! O să regrezi pentru asta. Lucrurile nu vor rămâne așa. Va trebui să-și asume responsabilitatea de tată. Tonia abia de a trecut de adolescență. Vina cea mare o poartă Vladimir. Crede că dacă se suie în mașină și fuge, problemele dispar ca prin farmec? Tatăl Toniei este un om de modă veche, cu principii clare în viață.
Alo, alo. Bună ziua, domnul Vladimir. Bună ziua, da. Am impresia că te faci că nu mă cunoști. Nu vreau să am de-a face cu astfel de oameni. Fiică mea era domnișoară, iar domnul Vladimir și-a bătut joc de ea. Hai să facem cunoștință. Hai. Sunt tatăl fetei pe care ai lăsat-o însărcinată și cu care te vei căsătoria. Cine? Tatăl fetei pe care ai lăsat-o însărcinată și cu care te vei căsători. N-am lăsat pe nimeni însărcinată. Lasă, până la proba contrarii mai vedem. Fii atent. Domnul, nu știu cine sunteți. Eu vorbesc, când eu vorbesc, tu taci. Nu pot să cred. Este un coșmar tot ce mi se întâmplă. Din ce familie provine fătuca asta? Știu unde stă, știu unde lucrează, știu cam totul despre el. Domnule, nu știu cine ești și nu știu ce cauți. În primul rând, nu vii tu în fața blocului meu să-mi zici așa ceva. Da. Și doi la mână, fata ta e majoră. A știut ce a făcut, a știut ce face. Nu are niciun fel de sens discuția asta. Eu nu știu ce cauți aici. Sincer. Tu greșești, tu nu știi cu ce întinsori. Dar nu, cum să mă sori? Fiică mea, îți spun eu cât însori. Fiică mea a făcut acum 3 zile 18 ani. Nu fă ok aia la mine. Fata mea era minoră când domnul Vladimir a profitat și a luat virginitatea. Dacă eu mă duc la poliție, o încurcă grav. Dacă era minoră, ce căuta în club? Ce căuta cu unul mai mare cu 20 de ani față de ea? Hai, lasă-mă cu minciunile astea, te rog, lasă-mă, minoră, neminoră. Nu, hai să-ți explic două fenomene. Vrei să-ți dau buletinul? Tu nu înțelegi că n-ai ce să-mi explici? Ba da. Ia să te aud. Hai să-ți explic așa, prietenești. Uite, în data de 15 martie, ora 14, ești așteptat cu costumul de mirii, bineînțeles, la purtător, la starea civilă sector 6. Dom'le, tu ești... O ai făcut deja. Tu te auzi ce vorbești? Ce însurace? Nu se însoară nimeni, crede-mă. Deci da? Eu am impresia că nu ne înțelegem. Poftim? Omul ăsta nu știe cu cine are de-a face. Cum adică să mă căsătoresc cu fiica sa? Fata mea nu poate să aibă copii din flori, scurt. Gândiți-vă ce vor spune rudele, prietenii, lumea care ne cunoaște despre chestia asta. Generică, vezi că eu la școală de multe ori n-am fost, ca tine. Pumnile minte nu are. Ce facem acum? Trecem la amenințări? Nu, dar uite că tremur și stai, mă cam... Stai puțin, stai, hai să ne calmăm. Hai să ne calmăm. Eu sunt foarte calm, uite-mă. Hai să ne calmăm. De fapt, bănuiesc că ești în căutarea a ceva, nu? Da? Ce vrei, bani? Vrei bani? Zim. Să știi că n-am bani, dar... Hai să-ți explic ceva. Bani au toți. Așa. Respect și stimă nu au mulți. Unu, doi. Să ții minte, că eu la școală ca tine n-am fost, dar îți spun că-s crescut în stradă. Doi, ești tată de fată. Așa. Dacă într-o zi fita ți-ar apărea acasă cu burta la gură, cum mi-a apărut a mea, cu unul din vârsta noastră, ce-ai face, tăticule? N-are legătură, degeaba. Vrei să-i spui că mi-am... Deci, te rog frumos, abține-te în ce spui. Că vorbești mult și fără rost. Hai să încheiem discuția aici, n-are niciun rost, da? Fita nu e gravidă cu mine, în niciun caz, da? N-are rost, eu cu oameni ca tine nu am ce să discut și vreau să înțelegi, dacă vrei, nu știu, hai să nu mai facem scandal aici, hai să terminăm toată povestea, da? Hai să încheiem aici pentru că totul e o minciună, nu cred nimic din ce spui. Bă, generică, tu nu înțelegi, cred că noi o să avem o viață împreună. Tu ai pornit cu strângul, eu îți repet. Eu nu vreau bani de la tine. Ți-am repetat. Sau nu înțelegi? Ba, eu cred că pentru bani ai venit aici. Nu. Hai să spun eu de ce am venit. Eu, așa fără școală cum îs, pe mine mă respectă lumea. Tu mi-ai făcut rușine din casă. Ar trebui să se gândească că fica lui este una de moravuri ușoare înainte să mă judece. Nepotul meu trebuie să aibă tatăl. Ți-asum responsabilitatea. Măi, cum te-ai dus? Și ai știut ce ai de făcut? Așa trebuie să știi să crești copiii. Că ai experiență, tăticule. Ai experiență. Ai mai crescut unul, nu? Hai să terminăm cu jignirile și, măi, omule, crede-mă că n-am nicio legătură. Dar eu nu te jignesc sub nicio formă. N-am... Eu doar ți-am spus ce ai de făcut. Scurt. N-am nicio legătură cu fata ta. N-am nicio legătură. Până la proba contrarii. Ești tatăl copilului. Te căsătorești.
să vă naști, nu ești tu convins. O să faci chestii de paternitate, divorțezi, sunt multe lucruri. Dar până atunci ești tatăl copilului. Te rog, ascultă-mă. Nu mă voi căsători și nu se va întâmpla. Eu nu am așa ceva cum să fac. Uite, hai. Bun. Stai puțin, am înțeles. Uite puțin. Stai că îți dau ceva la mine. Deci, uite, sunt aici 5.000 de lei. Iai. Bă, prietene. Am înțeles pentru ce ai venit. Bă, prietene, tu nu înțelegi că bani am și eu? Și am poate mai mulți ca tine. Nu contează. Ia-i pe ăștia. Tu nu înțelegi? Ia-i pe ăștia. Ascultă, ia-i pe ăștia. Bă, tu nu. Și mergi mai departe. Tu chiar nu înțelegi. Dacă vrea să accepte banii ăștia, bine. Dacă nu, deja fac prea multe pentru ei. Voi fi nevoit să apelez la poliție. Are impresia că dacă are câțiva bani, ne poate cumpăra? Eu sunt om onest, decent. Asta e adresa, aici te aștept. Și pe ăștia ți-i iau ca să-i dau avans la restaurant. Hai, te pup! Nu-mi vine să cred că lucrurile stau așa cum spune el. Fiica sa nu arată ca una care abia a împlinit 18 ani. Tata socru Elvis mă numesc. N-ai numărul meu de telefon, așa să mă treci acolo. Sună pe fiimea și-ți dă numărul de telefon. Tata socru Elvis, să nu uiți. Și ăștia sta contul la restaurant, nu fac nimic cu ei. Banii ăștia nu o spală rușinea lui fiica mea. Noi vrem tată pentru nepot sau nepoată. Și o da Dumnezeu să avem. Vladimir tocmai a aflat că fata era minoră. Și, după cum se vede, deja este așteptat să se prezinte în fața unui ofițer. Peste 15 minute avem programare la starea civilă. Va fi o ceremonie restrânsă, dar foarte frumoasă. Ce facem, tata? Că nu mai vine. Uite cât e ceasul. Lasă-l, dragul tati. Poate e trafic, poate... Te devenit vini, te asigur eu. Nu rămâi tu fără el. Stai liniștit și nici copilul fără tată. Am vorbit cu el, am discutat... Eu cred că e un om destul de matur și înțelege că unele lucruri nu se fac așa cum consideră el. Sper ca Vladimir să vină. Tata mi-a promis că a vorbit cu el și că a înțeles foarte bine mesajul lui. Dacă... Doamne ferește, nu ajungi azi, de ajuns va ajunge. Tata, ne așteaptă toți oamenii acolo. Mai sunt 5 minute și trebuie să intrăm. Știu, tăticule, știu. Îi dau prezumția, o fi trafic. Mai sunt 5 minute, ne așteaptă toți oamenii. Nu o să vină. Sună-l, te rog frumos, tu. Îl sun? Sună-l, te rog frumos. Ar fi bine ca totuși domnul Vladimir Popovici să vină, altfel va avea zile grele de aici încolo. Stai să vedem dacă răspunde. Trebuie să răspundăm. O fi în trafic, repet. Uf, mi s-a deranjat și părul de când aștept aici. Lasă. O să fie bine, e zi frumoasă afară, frumoasă dacă vine. O să fie, lasă. Ce faci? Ce faci? Cum adică ce fac? Te aștept aici, la starea civilă. Păi tu ce credeai? Voi ce credeați că eu o să vin la starea civilă? Asta vă așteptați, nu? Asta credeai că se va întâmpla? Dar cum să nu vii? Avem o relație. Urmează să fii tată. Hai să lăsăm totul. Eu nu mă încurc cu oameni ca voi. Voi ce n-ați înțeles chestia asta? Eu nu am cum să vin. Oameni ca noi? Dar ce oameni suntem? Da, sunt iubita ta. Nu există nimic din ce ai spus și ceva ce a spus. Stai că tu lă uitați de mine, șterge numărul de telefon din agenda, uită de adresa mea, da? A luat ai că tu banii aia 5.000 de lei, mulțumiți-vă cu atâta și ca să nu mergi la poliție pentru că mă hărțuiți. Da, și vreau să înțelegeți că totul s-a terminat. Tata, uite ce... Sună-l din nou. Ce fac singură, fără job, fără susținere financiară cu un copil? Aoleu, nu răspunde, tată, ce facem? Stai liniștită că nemăritată nu rămâi. Aoleu... Stai, tati ți-o promis că o să ai tată la copil și o să te măriți. Tată, ne așteaptă toți oamenii hai acolo. Să ce mergem. Facem? Ne fac de râs. Ne facem nu ne de facem râs. De niciun râs. Mergem, adunăm oamenii, le spunem că din motivii neștiuti și nebănuiti și dintr-un motiv anumit,
nu s-a putut. O amânăm, merg, vorbesc cu domnul de la starea civilă, o amânăm și spun eu că săptămâna viitoare... Aoleu, mă fac de râs, deci nu te faci de niciun râs, eu mă duc, vorbesc cu lumea, vorbesc și cu domnul de la starea civilă și îți promit eu că nemăritată nu rămâi. Știi că tati când îți promite... Tati, dar mă fac de râs în fața mamilor ălora. Tăticu, nu te faci de niciun râs. Știi că taticul când îți promite niște treburi așa rămâne? Și acum mi-ai promis că o să vină și n-a venit. Tati, eu îți promit că o să vină. Am eu metodele mele prin care o să vină. Mi-am pus haine de sărbătoare crezând că o să mă mărit astăzi și de fapt am trăit o mare dezamăgire. De familia mea nu-și bate nimeni în joc. Cred că bărbatul ăla nu a înțeles prea bine ce am avut de spus. Poate că ar trebui să mă fac mai bine înțeles. Poate că bărbatul ăla i-a crezut niște naivi. Pe domnișoara a nimerit-o, asta e clar. Dar tata socru Elvis, aici pare să fie o cu totul altă poveste. Să te fie promisiuni, că altfel ne va afuta și fita o să aibă de a face. Asta e mâna huliganului de Elvis și alui Fisa. Vor plăti pentru toate loviturile astea. Primul care plătește este Vladimir, deși s-ar putea spune că a și încasat. Oricum, ne roade curiozitatea. Cum are el de gând să se răzbune? Fiica mea nu poate plăti pentru o mică eroare pe care am făcut-o. Trebuie neapărat să o protejez. Cum fața nu-i mai permite noi agațamente, Vladimir își aduce brusc aminte că are un copil. Măcar își gestionează eficient timpul. Bună, Bianca! Ce-i cu tine, măi, Haros? Poți să intru? Da, intră. Ce-ai pățit? Trebuie să o pun în gardă pe Bianca înainte ca omul acela să ajungă și la ea. Ce-i cu tine, halul ăsta? Am o... O ce? Am o problemă. Uite, nu știu cum să zic, dar trebuie să zic adevărul. Ce-ai pățit? Acum ceva timp în urmă, câteva săptămâni în urmă, am cunoscut o fetișoară, o puștoaică. Așa? Mi-am combinat, sincer, nu mi-aduc prea bine aminte. Eram cam băut, am fost în club, am ajuns până la urmă să fac ceva cu ea. Și de atunci mă chinuie, deci nu ai idee ce-i pe capul ce meu. Ce te chinuie? Păi prima oară ci că mă iubește, după aia ci că i-am promis să o iau de soție și acum ci că a rămas însărcinată. Cât de imprudent să fii să ajungi într-o astfel de situație? Și ce legătură are asta cu felul păi, care... Păi stai să-ți explic, lasă-mă, tu vezi cum arăt, cum... Păi tocmai, explică. Azi noapte... Așa... Mi-am luat bătaie de la unul cu cagulă, sigur e mâna lui Tasu. Dacă îl vezi pe Tasu, a venit și Tasu peste mine. De acolo, de fapt, a plecat. A venit peste mine un țărănoi de om, un necioplit, un nu vrei să ai de-a face cu el. Așa. M-a amenințat, până la urmă, uite ce mi s-a întâmplat azi noapte, uite de la mine cum mi-arăt și mi-a dat, m-a bătut. Dar problema cea mare e că... M-a amenințat cu familia, m-a amenințat cu tine și cu Nina. Nu vreau ca eu sau Nina să fim implicate în așa ceva sub nicio formă. Să-și asume totul. Te rog mult, mult de tot să iei pe Nina și să mergi la țară la maică ta o perioadă. Te rog mult. Nu vreau să pățiți ceva, Doamne ferește. Auzi mă, băiatule, știi care e problema? Eu am stat, te-am ascultat. Păi eu m-am săturat de toate prostiile astea tale. Cât am fost nevasta ta, am stat, am tăcut, am suportat. Acum nu mă mai interesează ce faci tu. Faptul că tu, nici o Bianca, faptul că tu nu ești în stare să fii un bărbat liniștit la casa ta, la locul tău, să-ți vezi de casa ta și de familia ta, nu mă interesează pe mine. Bianca, de ce nu înțelegi că nu e vorba despre mine? Acum e vorba despre tine ba, și despre da, Nina. Da, este vorba despre tine, că te știe tot cartierul. Eu dacă mă refac viața, mă duc frumos, liniștită, nu mă știe nici vântul, nici pământul. Pe tine te știe tot cartierul.
nu am venit aici ca să ne certăm. Chiar nu înțelege. Trebuie să-l învăț eu cum să se protejeze la 40 de ani, pe bune. Mă, Bianca, dacă noi ne-am despărțit și ale, de ce nu vrei să mă înțelegi că sunt îngrijorat de tine și de Nina? De ce nu înțelegi? Lasă, dragă, nu-ți face tu griji pentru tu mine. Tu nu înțelegi că ai un... Tu fă-ți griji pentru tine, uite-te la tine cum arăți. Bă. Și tu arăți așa pentru că te încurci cu toate domnișoarele astea pe care le găsești. Auzi, ok, ce-am făcut, ce-am greșit, nu contează, dar așa? Tatăl puștoaicei astea e o brută, e un... Să poate. Trebuie să vă feriți cumva. Nu pot să cred că s-a încurcat cu o puștoaică. Are și el o fată. Nu se gândește că roata se poate întoarce? Bianca știe doar să mă judece. Eu am venit aici ca să găsim o soluție împreună. Ai ajuns la 40 de ani să stau să te învăț eu să te protejezi? Mâine, păi mâine, cine știe cu ce bol mai vii? De-aia n-ai tu timp să vii să stai cu fata sau să scoți fata la plimbare. Măcar atâta lucru fă, niciun Bianca, măcar atâta lucru fă, pune mâna și protejează-te de acum încolo, da? Hai, te rog. Și nu mai lăsa gravidă fiecare fetișoară pe unde duci. Dar nu am lăsat-o gravidă, nu cred că e gravidă. De ce nu mă înțelegi și pe mine, Bianca, odată? Uite-te la tine cum arăți, ce să înțeleg eu? Auzi, acum vrei să te înțeleg eu? Dacă îl chemam să mă ajute cu fata, găseam motive să se fofileze. Așa că să se descurce. Și până la urmă, ce exemplu îi dai tu lui fiica ta, măi? Gândește-te că ai și tu o fată. Mâine, păi mine, crește fita. Ce faci? Ce exemplu îi dai tu? Și dă peste unul ca tine. Care o lasă gravidă. Bianca, că nu știi să vă protejați. Bianca, ce exemplu îi dai tu? Bianca, mine? Nu știu dacă am lăsat-o gravidă. Nici nu mi-aduc aminte foarte bine ce s-a întâmplat. Eram băut rău. Că normal că nu-ți mai aduci aminte și normal că nu mai știi. Păi nu cred că am lăsat-o gravidă. Nu cred că am lăsat-o gravidă. E o... Păi dacă fata spune, înseamnă că ai lăsat-o, nu, da? Nu, nu, nu. Și e o hărțuire să... vorban și mă amenință pe tine și pe Nina. Pe mine nu m-a amenințat nimeni. Pe Nina n-am mințat, nu m-am amenințat. Păi uite-te la mine, că m-a amenințat pe mine și uite ce mi-a făcut. Nu, de ce nu vrei să înțelegi? Auzi, știi ceva? Am suportat atâta timp toate nebunile tale. Gata, s-a terminat. Știi ceva? Hai, Bie. Broiu. Bianca, te rog să te gândești. Nu mă gândesc. Pa, pa, pa. Hai, dă-i drumul de unde ai venit. Hai. Sunt scârbită de toată atitudinea acestui om. Să nu vină la mine cu baliverne de genul ăsta. Exact ca un copil care s-a lovit și vine la maică-sa acasă capete alinare, iar mama este femeia pe care a înșelat-o, pe care a uitat-o, pe care a lăsat-o să crească singură un copil, de care și-a adus aminte abia acum când a dat de greu. Disperarea care îl cuprinde tot este prea puțin pentru cât ar trebui să plătească Vladimir. Nina, iubita tati, știu că în ultima vreme am cam lipsit puțin, cam te-am neglijat, dar uite, astăzi îți promit, astăzi sunt numai al tău. Numai împreună petrecem, ok? Și după ce mai stăm puțin pe aici, mergem și luăm și o înghețată. Bine, tata. Da? Dar ia zi-mi, tati, cum e pe aici, pe-n centru? Te-ai obișnuit, așa, e... Da, e frumos, dar ar trebui să petrecem mult mai multe zile așa. Este ziua mea de stat cu Nina. I-am spus că am alunecat pe scări și că m-am lovit, ca să motivez cumva vânătaia. Dar, tati, te doare rău? Mă doare, dar nu contează asta, o să-mi treacă. E o lovitură, e un accident. O să-mi treacă, nu trebuie să-ți bați cu capul cu așa ceva, nu? Bine. Da? Ok. Ia uite ce tată devotat. Ei, pieri râsul imediat. Este ziua noastră. Ne distrăm, râdem, glumim, lasă problemele mele. Nu mai contează. Nu? Nu mai bine ne distrăm, ne simțim bine astăzi. Râdem împreună, facem ce vrem, luăm înghețată, luăm ce vrei tu. Ba da. Bună ziua, ce faceți, domnul Vladimir? Tati, prieteni de la muncă? Bună ziua, da, un coleg de serviciu. Da, ce fetiță frumoasă ai, mamă, ce ochișori frumoasă ai, să nu-i cu mamă ta. Mulțumesc. Cu plăcere. Nina, Nina, nu vrei tu mai bine să te joci să discut eu niște chestii de serviciu cu domnul, nu? Nu mai, hai mergi, da, hai mergi da. Și te joacă, te rog mult. Ce tablou frumos, tată și fică. De ce copilul meu trebuie să fie orfan sau crescut de un singur părinte? Cu ce am greșit ca să pățesc așa ceva? Dumnezeule, ajută-mă ca să revin la viața anterioară. Ia zi, domnul Vladimir, cum stă treburile? Ce bine arăți. Ce căutați aici? Te-am așteptat ca o fraieră la pununia civilă și nu ai venit.
acum tu stai cu copilul tău și copilul ăsta trebuie să stea cu tine. Mai încet, vă rog, că mă aude fiimea, vă rog mult. Chiar să te audă, să știi ce tata ai, să știi. Eu vă rog mult. Vă rog mult, ați exagerat, vă rog mult, ați exagerat, nu puteți să intru, nu puteți. Nu, stai liniștit. Fiică ta o să afli că mai are o surioară sau un frățior. Ce rost are să faci? O mamă mai tânără. Ce rost are să faceți asta? Și cu ce rezolvați? Păi uite ce rezolv eu. Nu-mi lăs nepotul fără... sau nepoata fără tată. Și sper că ai înțeles mesajul. Să vede pe tine că l-ai înțeles. Da, unele fiicei mele, că e în depresii, morale, psihici și nici le plătește. Eu când ți-am mai spus odată că mă supăr, n-ai vrut să crezi. Da. Uite la semnalmente. Da, da, semnalmente, dar am fost la poliție și am depus reclamație, cât de mult mă bucur. Ca să știți, da? Nu veți scăpa așa de ușor, da. Crede-mă. Da. Ok, spune și mie, ai vreo martor la ce ai pățit? Nu, nu am martor, ai dar... Ai spus polițistului că e posibil din greșeală să fi calunecat pe o banană în timp ce vrăjeai o minoră de 17 ani? Chestii vrăjel de genul ăsta am mai auzit toată viața, tinere... da? Năști, nu ai, nu e nicio vrăjeală. Nu vorbim de asta, vorbim de atacul asupra mea, da? Tinere, nu e mâna ta, nu e mâna ta, tinere... dar ai pus pe cineva. Tinere cu păr cărunt. Eu ți-am mai spus odată, ție. Nu încerca să intrăm în relația gineri-socru, că nu e bine. Vezi ce se întâmplă, alunești, cazi, te lovești, nu e bine. Da, e adevărat că eu am fost să fii atacat. Dar asta doar ca să-l învăț și respecte promisiunile. Dacă se dovedește că este copilul meu, risc să ajung după gratii, fiindcă am avut o relație cu o minoră. M-am gândit la o variantă. Și scapă lumea cu fața curată. Eu, ca să scăp fata de rușinii din comunitate, eu trebuie să o mut în oraș. Așa, și? Pentru asta am nevoie de o garsonieră, care e 50.000 de euro, pe care să o cumperi tu. De unde să scot 50.000 de euro? Da, n-am 50... Asta nu mai e problema mea. Ai... No. Uite, îți dau trei variante, scurt. 1. Tinsori. 2. Uite bine la mine. Pleci la pușcărie. De ce să merg la pușcărie? Corupții de minori. De ce să merg? Cum? Îți explic eu mai târziu. Întreabă-ți avocață. 3. Nu dai ce zici, nimic, cumpăr la fată, nu ne cunoaștem, nu ne-am văzut. Ei, tânăr, o să-și găsească eu unul care să-l primească cu tău copil. Că-și capă, nu-i strâmbă, nu-i urâtă, nu-i dacă ți-o plăcut să-i tinere cu păr cărunt. Ce să-ți fac acum, prietene? Nu am ce să fac. Trebuie să le dau bani. Este clar că asta vor. Tata mi-a zis că dacă ne dă o sumă mare, pot cumpăra o casă. Măcar să scutez banii de chirie. Nu am cum să vă dau 50... N-am de unde să vă dau 50.000 de euro. Nu înțelegeți? Nu sunteți... De unde eu, 50.000 de euro? Eu cred. Că a fost destul de explicit mereu cu tine. Ți-am dat și variante, băia bun. Ascultă, dragul meu, Gineri, tu nu... am impresia că nu înțelegi limba română. Gata, ca să închidem aici. Vă transfer 10.000 de euro, îmi dați contul și vă transfer 10.000 de euro și terminăm povestea. Da? Stai un pic. Din 50 și faci, mai stin la tarabă. Păi, și atâta pot să vă dau. Atât am. Azi da. E ok. Și până la sfârșitul săptămânii, până la data însurătorii, vreau să-i împrătesc 50. N-am de unde, mă, omule, n-am de unde să dau 50.000. Vă transfer 10.000 și o să mai nu există, mai deci, și vă mai dau, vă mai dau 3 zile încă 10.000. Deci, eu vorbesc, tinere, azi transferi 10.000. În 48 de ori încă 20.000. Îs banii care trebuie să mă duc să-i dau la garsonieră. Și până la sfârșitul lunii discutăm de restul. Și dacă eu, să fii iubit. Dacă eu vă dau banii ăștia, de unde am garanția că nu mă șantajați în continuare? Ai cuvântul meu, că ai văzut. Ce spun, mă țin de cuvânt. Uite în oglindă. Dacă nu-ți ține promisiunea, o să ajungă foarte rău. Cel mai puțin vreo 6 luni pe la spital. Hai, știu că ești băiat înțelegător. Te pup. O luminiță la capătul tunelului. O rază palidă de speranță apare în calea lui Vladimir. Poate asta este scăparea de pușcărie, de faliment, de căsătorie. Trebuie să o speculeze orice ar fi. În sfârșit. Da. Yeah. Să știi că lucrurile nu merg așa cum trebuie. Mi-a trimis doar 10.000 de euro.
Tu trebuie să ai răbdare cu el, înțelege? Eu știu că are bani. Știu că are. Nu știu ce să zic. Deja am stat o grămadă și am tras. Știu eu. Îți trebuie răbdare cu el și ție și-l taică tu. Am văzut că la i-a tras o mamă de bătaie, e vânăt bine. Nu tata, fratele meu. Fratele tău? Da. A, și mai bine. Chestia este că trebuie să ai răbdare cu el. Nu cred că vom ajunge să-l convingem să ne dea 50.000 de euro, așa cum a zis Bianca. Chestia este că voi trebuie să insistați și să-l presați ca să scoateți bani de la el. Să-l mai prindă frate tu odată. Nu știu ce să zic. Ba da, dacă îl mai zgâlți odată și așa, tu îl presezi cu sarcina și cu asta, îți spun eu că o să scoatem bani de la el. Că eu știu că are bani. Tate, e super complicat, adică... Păi tu crezi că poți să scoți bani așa? Odată i-ai spus că ești gravidă și gata, ai scos banii? Nu poți, trebuie să-l preseze. Nu a fost așa, a fost mai mult, adică... Trebuie să-i dai timp. Dacă îi dai timp, o să scoatem bani de la el. Astăzi este ziua Ninei și chiar vreau să sărbătoresc cu o petrecere surpriză, mai ales că am scăpat de huligani. I-am transferat lui Elvis și fiicei lui 10.000 de euro. Trebuie să le mai transfer, căci mă cam presează. Tonia și Bianca împreună? Fata asta a avut tupeul să vină la fosta mea soție? Mi se pare că m-am complăcut prea mult, că am făcut prea multe chestii pentru nimic. Înțelege că nu poți să iei bani așa. Trebuie să îl mai presați un pic. Acum, dacă și tu și maică-ta aveți nevoie de bani, toți avem nevoie de bani, da? Nu pot să cred ce aud. Este un șoc. Ok, eu nu mai pot să mai stau, că e ziua fiică-mii și am pregătit noi o surpriză și trebuie să apară și el. Dacă eu oricum ținem legătura și îți spun, mai presează-l, mai presează-l, că are bani, o grămadă de bani. Și putem să scoatem... Ce faceți aici? Mamă, acum e acum. Ce ne facem? Ce faceți voi două aici? Ce-i cu Tonia? Ce legătură ai tu cu Tonia? Spune-mi, te rog. Bianca, nu că stau puțin. Nu am nicio legătură, fata asta. Nu cunosc. Cum te nu cunosc? Că stai de vorbă și am auzit ce vorbeați. A, deci nu pot să-ți asum responsabilitatea. Știi ce am venit responsabilitate? Să-i zic și ei să afle și fosta ta soție. Bianca, ce cauți cu... Am venit să-i zic și fosta ta soție. Am fost, mi-a făcut manicura o dată de două ori. Și cu manicura, sigur? Și am venit să-i zic și ei tot ce ai făcut manicura? Tu. N-auzi că am venit să-i zic tot ce ai făcut tu? Tu de unde o cunoști? Asta urma să-i zic. De unde o cunosc? Da. Păi încearcă să mă șantajeze, încearcă să mă hărțuiască, încearcă să trimite mesaje, aha, că vrea bani, că de unde nu, o cunosc? De fapt m-a lăsat însărcinată, ca să știi. Asta este, da? Nu înțeleg de ce tot insistă să-i zică că am venit la ea să-i fac unghiile. Ar trebui să-mi continue jocul. Să-mi țină partea, n-are nicio logică. De unde te-ai înhăitat cu asta? De unde te-ai înhăitat? Am venit să-i zic adevărul, să știe ce faci. Adevărul ăsta e adevărul tău, poate? Nu este adevărul universal. Ai nu serios, Bianca. Deci tu o crezi pe ea, nu? Bianca este implicată în toată treaba asta și acum încearcă să mă ducă de nas? Eu vreau să știu în momentul ăsta adevărul. Eu nu caut nimic, ce adevăr. De ce sunteți înhăitate amândouă? Dar nu suntem, domnule, înhăitate, ce ai? Cum? Eu am auzit vorba... N-ai auzit nimic. Eu am auzit ce vorbeați despre bani, da? Am auzit. Nu mă mințiți în față. Despre bani. Bianca, vreau să știu adevărul acum. Și cum poveștile femeilor nu se potriveau prea bine, Vladimir însuși a cerut medierea. Vreau să știu care este adevărul, care este legătura dintre voi două, da? Nu mă iei pe mine că ai venit să-i spui nu știu ce, că să faci unghiile. Nu! Care este legătura dintre voi două și care este adevărul? Măi, mamă, ia spune-mi și mie, ce e cu domnește aici? Și cu domnișoara asta, ce-i cu ei aici? Are de a face cu vânătaia de pe fața fiului dumneavoastră. Măi, mamă, deci, știi că ți-am povestit prin ce am trecut, da? Deci, domnul ăsta te-a bătut pe tine? Domnul ăsta te-a urmărit sau ți-a dat senzația că te urmărește? Domnul ăsta are legătură cu tot ce mi s-a întâmplat în ultima vreme, tot ce este stresant, tot ce... Nu mai știu ce să mai fac, nu mai știu prin ce am trecut. Și fătuca asta cine este? Fătuca asta e tocmai ce ți-am povestit despre cea care m-a... Cea pe care a lăsat-o însărcinată. Ea este? Ea este. Vladimir! Măi, mamă, ți-am povestit că prin ce am trecut voi două, deci tu de ce taci? Mi-ai povestit, dar nu-mi închipuiam. Ok, o să vă spun eu ceva. De unde o cunosc, cum o cunosc și așa, păi da? Păi ar fi cazul să spui adevărul. Da, eu o cunosc pe mama ei, mama ei a lucrat cu mine. Da? Așa. Și
În urma evenimentelor din ultimul timp, ca să nu mai spun de-a lungul căsniciei, aduți aminte, da? Cu tot felul de domnișoare, cu tot felul de femei care ai fost. Bianca, ce, da? Ce am hotărât să-ți dau o lecție. De ce? Pentru că în ultimul timp ai uitat de Nina. Îmi pare rău pentru situația mamei tale. Am auzit ce și cum și m-am gândit că vă pot ajuta. Am o ofertă pentru voi. O propunere, de fapt. Eu de când te-am văzut prima dată, ești frumușică, ești exact ce trebuie pentru planul pe care l-am eu. Vreau să-i dau o lecție soțului meu. Lui plac fetele tinere, el umblă prin cluburi în ultimul timp după ce am divorțat. Și m-am gândit să-i dau o lecție și vreau ca tu să mă ajuți. Putem să luăm de la el o grămadă de bani. Doamnă, doamnă, stați un pic. Eu pentru nevastă mea fac orice. Nu se pune problemă. Chiar așa cum muncim noi și mai greu, dar eu fac orice. Problema este în felul următor, să nu am probleme cu el. Nu aveți cu cine să aveți probleme. Nu mă interesează cât e de dur, că am o statură. Nu asta mă interesează, și-s crescut în stradă. Dar nu e dur. Mă interesează să nu ajung la poliție, să nu am alte probleme. Nu se va ajunge la nicio poliție, la nicio... Eu vreau să-l sperii. Asta este chestia. Eu vreau să-i dau o lecție, vreau să-l sperii. Și dacă o să se sperie el și o să se ducă la poliție? Bun. Întrebare, dacă vreți. Ce treabă are fiind? Dacă vreți, eu vi-l sperii de... face noaptea pe el în pat. Tocmai asta este, că eu vreau ca ea să intervină și să-l joace un pic, așa, să scoatem niște bani de la el. Stai puțin, cum te-ai hotărât tu să-mi dai o lecție? Stai puțin. Păi și ce legătură ai cu ea? Adică cum ai dat o lecție cu ea? Nu înțeleg. Măi, eu ți-am dat lecția, ce e atât de greu? Asta e. Ea a fost lecția. Ce-ai făcut tu? Eu ți-am dat lecția. Ce e atât de greu? Și tatăl tău, care a fost legătura? Eu am capit un bonus până la urmă. Cum? Domnul acesta e bonus. Eu am capit un bonus până la urmă. Nu, domnul acesta a fost doar ca să-l sperie. Păi stai puțin, ia uite-te la fața mea, că nu doar m-a speriat. Au escaladat lucrurile, alo, pentru că alo. Și tu ai fost agresiv, da? L-a speriat bine. Și asta ați urmărit, doamnă, să găsiți pe cineva care să-l caftească pe soțul dumneavoastră? Vi se pare normal? Uitați-vă la mine. Uite-te la fața mea. Așa îl iubesc. Eu am vrut să-i dau o lecție pentru faptul că nu mai are grijă de Nina în ultimul timp. Să iasă cu el de câteva ori, să-l seducă și pe urmă să vină cu o poveste de, nu știu, e însărcinată, e... Doamnă, se cheamă șantaj și mă duc unde nu trebuie. Nu aveți probleme cu Vladimir, vă spun eu. E un pămpălău. Ok. Umblă după femei, îi plac fetele tinere, mai ales acum după ce am divorțat. Se simte liber și a luat tot cartierul. Și seara de seară e în cluburi, seara de seară se distrează. Ok, tati, o facem? Dacă tu crezi că e ok, da. Nu o facem. Eu pot să fac asta. Ok, și tati în spatele tău mereu, nu o să-ți facă nimic, că... Sunt acolo umbra ta. Doamne, Bianca, cum ai... Tu ai uitat de copilul tău. Cum Bianca, și dacă am uitat de copilul meu, deși n-am uitat de copilul meu, da, asta merita. Uite-te la fața mea, uite-te pentru la... Pentru ce mințiți în momentul de față? Adică aveți curajul de față cu mama dumneavoastră să-i explicați cum de ați putut uita că este weekendul în care stați cu fiica dumneavoastră, da? Eu i-am luat apărarea tot timpul și îl înțeleg și pe el că este singur acum și... Probabil că vrea să recupereze. Să recupereze ce? Uitați-vă puțin la domnișoara cu care el în momentul de față a avut o aventură, da? Putea să-i fie fiică. Tocmai, e o copilă. E o copilă, da. Nu e singura. Dar cred că vrea să recupereze, că el n-a fost pregătit. Tatăl acestei copile susține că fiica dânsului era minoră în momentul în care fiul dumneavoastră a dus-o la hotel. Doamne, așa susține. Nu se poate. Este. Care e adevărul? Spune, ce domnule, era minoră? Da? Nu cred. Deci, nu cred, eu nu cred că a făcut ba, așa. Ba da, ceva. Pentru că oricum niciodată nu l-a interesat. Măi, el oricum nu era pregătit să se însoare. Tu i-ai forțat mâna. Noi ne-am căsătorit din iubire. Că a apărut Nina, este cu totul altceva. El nu dar era eu, pregătit. Ba da, era pregătit. Dar de ce? De ce are fiul dumneavoastră nevoie de un avocat în acest moment? Adică el nu poate să-și exprime noi singur luat părerea din și opinia? Divorțul n-a venit de la mine. Dacă ea continua, înțelegea greșeala, să zic, fiecare mai greșește, nu? Pe dacă... parcurs, da, cu toții greșim, o dată, de două ori. Înțeleg că la dumneavoastră treaba cu greșitul e ceva... Trebuia ca să o a doua mai natură. Nu, pe de ce să suport? Trebuia să mai suporte și ea, ca așa femeile, mai suportă, mai... Dumneavoastră ați putea suporta ideea că soțul dumneavoastră s-a încurcat cu nașa?
Ați putea suporta această idee? Nu, asta nu, dar și întrebați-l, vă rog frumos, pe Vladimir dacă bate o câmpii sau dacă la un moment dat asta am aflat chiar s-a încurcat și cu Nașa. Da. Așa ai făcut, Vladimir? Vladimir? Da, mamă. Deci nu este o greșeală. Nu se poate. Deja când se repetă la infinit, nu mai este o greșeală. Nu chiar s-a repetat, nu vreau să mă înțelegeți greșit, dar nu spun că fosta dumneavoastră noră a procedat corect, da? Întinzându-i această capcană. Pentru că ajungem și acolo. Pentru că îl macină foarte tare pe fiul dumneavoastră. Așa este. Eu nu spun că a procedat corect. Dar vorbim despre divorț. În momentul în care ierți o dată, de două ori, de cinci ori și totuși ajungi să-l prinzi pe bărbatul tău în propria casă, cu prietena ta, ce mai e de făcut? Ce poți să mai faci? Dacă ierți și asta, unde se ajunge? Păi nu, domnul Ernest, mi-a spus că trebuie să iert. Trebuie să trec cu vederea ca să meargă căsnicia. În fine, au fost niște greșeli, au fost niște chestii care au generat, dar ajungând la divorț și după ce am divorțat, am stabilit niște limite, am stabilit niște chestii, da? Ce ea limite, s-a bătut, Vladimir, tu te nu bătut cu pumnul în piept că o să ai grijă deci de Nina, eu da? Eu am grijă de Nina. Am stabilit... Că... asta nu înseamnă că Nina nu mai are tată. Nu, nici nu vreau să zic treaba asta. Păi unde am stabilit că două weekenduri pe lună voi sta cu Nina. Au fost niște circumstanțe în care... Circumstanțe repetitive, la mine se repetă totul. Eu te sun, copilul e bolnav, tu îmi spui de ce că nu înțelegi ai treabă. Bă, mi-am făcut și eu viața, da? Mi-am făcut și eu viața separat pentru că am... Dar eu vreau să întreb, pe fosta dumneavoastră soție altceva. Ok, și a spus la cale acest plan, da? O cunoșteați pe mama Toniei, știați că are niște probleme de sănătate. Bun, credeți că va învăța fostul dumneavoastră soț ceva? Că se va schimba? Da, domnul Ernest, nu știu dacă se pune întrebarea, va învăța. Vă dați seama prin ce am trecut eu zilele astea, o săptămânile astea? Vă dați seama ce stres am avut? Vă dați seama ce speriat dormeam? Da, vezi asta că vei fi tată din nou la 40 și ceva de ani? Nu, cam... Nu are legătură cu chestia asta. Are legătură cu amenințările. Are legătură cu ce a făcut acest om. Care am pus pe cineva să mă bată. Uite fața cum mi-arată. Nu dormeam noaptea, nu stăream. Vă dați seama prin ce stres am trecut. Vezi că la prima noastră întâlnire așa. Ți-am spus că ai pășit cu stângul relația cu mine. Văd că ți-a înviat glasul când ești cu mămica. Tu văd că ești bărbat doar în prezența mămicii și ai nevoie de avocat. Când eu vorbesc, tu taci. Nu e adevărat. Stimată doamnă, termin de vorbit și nu întreb. Din nou același stil de amenințare. Ăsta e stilul bun, nu? De amenințare. Ce ai făcut? De ce trebuia să-i faci așa ceva? Nu știi să vorbești? Vreau să știu și eu, fata asta până la urmă, e însărcinată? Fii atentă că am reușit, e lemn. Lecția pe care am dat-o fiului dumneavoastră este lecția sacrificiului suprem pentru familie. Măi, Vladimir, unde ești? Fata are febră. Sunt curios până la urmă ce răspuns ne poate da el. Ea mi-a dat o lecție din contra, mai rău m-a înrăit. Voi știți cât plânge copilul ăsta? Îți bate joc de tine și Bianca și umflatul ăla. Pentru el 10.000 de euro nu înseamnă nimic. Te e geloasă și aranja cu ăștia ca să facă măcar rost de niște bani. Fostul dumneavoastră soț n-a învățat absolut nimic și nu se va schimba. De ce trebuia să-l bați? Vocabular, ce lecție ai dat tu băiatului meu bătându-l? Ce lecție? Stimată să mai... doamnă, te rog să tași din gură. Stimată doamnă, dați-mi voie să vorbesc că pot ridica și eu tonalitatea, chiar dacă sunteți mai în vârstă. Să mai fie încă o dată, tată? Stimată doamnă, lecția pe care am dat-o fiului dumneavoastră este lecția sacrificiului suprem pentru familie. Riscam să ajung la... N-ai terminat. Tinere, când eu vorbesc, tu taci. Poți să mai zici de 100 de ori chestia asta. Riscam să ajung la închisoare și să-mi salvez familia, prieteni. Și asta e o cale bună, nu ați ales calea bună. Vi se pare normal să ajungeți în punctul în care să amenințați, să șantajați, să mințiți, doar pentru că aveți un scop nobil al vostru, da? Viața mamei tale. Cum adică să mintă? Cum adică să... Uite așa frumos, privindu-te în ochi, cu subiect și predicat, cum probabil ai făcut-o și tu ani de zile cu soția ta. Eu n-am făcut-o la nivelul ăsta, numai puțin, stai să facem diferență. N-am făcut-o la nivelul ăsta. Și poate explici mamei tale, apropo de discuția cu poliția, da? Cum de nu te-ai dus la poliție să depui plângere și reclamație că cineva te-a bătut? De frică.
de frică că l-a amenințat. Nu. De teama faptului că s-ar fi putut ca fata să fi fost minoră în momentul acela. Ceea ce, iarăși, este o altă minciună. Cum? Ai spus aici că ai fost minor. Chiar în halul ăsta de... Ai spus că ai fost minoră. Deci nu e adevărat. Nu țipa la fine, că ești lângă mine. Nu pot să țip acum când am auzit că nu mai e minoră. Ești lângă mine. Până la urmă, da, fosta dumneavoastră Noro a vrut să-i dea această lecție. Imaginați-vă că ea ani de zile a trebuit să suporte și să îndure tot felul de minciuni. Repet, nu spun că este corect cum a procedat dânsa. Nu este corect. Habar nu ai cât am suferit eu și prin câte am trecut eu. Și la mine și cât am trecut cu vederea. Și dacă veneam să-ți spun, era inutil. Pentru că oricum îi lua apărarea tot timpul. Poate că nu era inutil. Ok, eu am suferit 12 ani, nicio problemă. Dar nu vreau să sufere și Nina. Dacă îmi spuneai copilul meu nu trebuie să sufere. Deci pentru indiferența lui. Dacă îmi spuneai și pentru niște bani. Dă-i încolo de bani, oricum. Bianca, pentru niște bani, stai puțin, pe m-au șantajat. Nu contează, cum adică? Nu contează. Nu contează, am ajutat o familie care avea nevoie. Oricum tu i-ai fi cum adică o familie care avea, ce avea nevoie? Să mă extort, să mă șantajez de bani, ce nevoie avea? Nu, am ajutat-o pe mama ei să-și revină. Urmă, vis-a-vis de propriul tău copil, vis-a-vis de Nina, înțeleg că în afară de pensia alimentară, absolut cam aia e. Adică, bun, nu te mai înțelegi cu fosta. Nu vrei să-i oferi ei vreo satisfacție. Nu sunt eu în măsură să te critic sau să te judec că arzi tu banii de pomană cu fete care ar putea să-ți fie fete, da? Fice. Dar lecția asta dar de până la urmă, dacă a fost în stare fiul dumneavoastră să cotizeze 10.000 de euro doar ca să scape de cei doi, dar la propriul copil se limitează la cei 500, da? Impuși de către lege. Vreau să răspund eu la întrebarea asta. Da, este corect, așa este, am redus din bani și am limitat din cauza Biancăi. Din cauza ta. Din cauza mea? Da, pentru că nu ai fost un om de înțeles. Pentru că nu ai fost... Te-ai bătut cu pumnul în piept și te-ai tras și ai început să-mi faci zilele negre și după ce ne-am... Cu ce? Ți-am făcut eu zilele păi negre? Păi mereu mă sunai, mereu fă-mi aia, mereu fă-mi aia. Păi era ziua de vizită pentru copilul tău. Tu ți-ai lăsat copilul să stea o jumătate de oră asta. Da, Bianca, dar e ușor să te bați cu pumnul în piept, da? Fac eu, fac totul și după tot la mine să apelezi. Adică tu ai vrea ca eu să o întrețin pe Bianca, eu să am grijă de ea, eu să fac absolut tot, pentru că tu ai treabă. Și treaba ta care este? Să umbli cu domnișoare? Tot felul de domnișoare. Dar este treaba mea cu cine umblu după ce am divorțat. Nu mai e treaba ta cu cine umblu. Păi nu e problema mea, dar problema mea este copilul meu. Eu okay, vreau și pentru grijă. Asta tu a meritat să-mi faci așa ceva mie? A meritat? Păi, cel mai probabil că la un moment dat, da, este și vorba cu picătura care umple paharul. Ceva a pus capac. Ce a pus capac, doamnă? De ați fost nevoită să apelați la genul acesta de metode. Alo. Alo. Da. Măi, Vladimir, unde ești? Fata are febră. Și nu am niciun antitermic în casă, nu am nimic. Bianca, ți-am spus că nu mă mai sună, nu mă mai deranjat. Am să luau o masică, nu pot să... Măi, omule, e 11 noaptea, nu am cum să las fata singură în casă să ies să iau medicamente. Bianca, tu înțelegi că tu ai divorțat? Da, nu mă mai strica pe mine la cap cu toate prostiile tale. Pe bune, în ziua de azi, nu știu, există aplicații. Măi, pentru tine o prostie, copilul bolnav. Și nu am cum să ies. Ce aplicații la ora 11 noaptea? Ba, da, vine și-ți comandă, instalează și tu aplicații de aia. Pune mâna și instalează tu aplicații și îmi rezolv, o să vezi. Băi, tu ai uitat că ești și tu tată? Da, mama. De când tu și tatea ați divorțat, de ce tati nu ne mai ajută cu nimic? Mami, o să ne ajute. Tati trece printr-o perioadă mai grea, dar își revine. Știu eu ce am de făcut. Nu-l mai interesează de Nina. El pur și simplu a uitat de copilul lui. Voi știți cât plânge copilul ăsta? Voi știți cât întreabă copilul ăsta, a ajuns să mă întrebe? Mama, dar tata nu mă mai iubește? Mama, pe tata nu mă mai interesează de mine? Pentru că el este tot timpul plecat în cluburi. Nu mă interesează ce face cu viața lui. Eu nu mai iubesc pe omul ăsta. Deci e liber să facă absolut ce vrea el. Pe mine mă interesează copilul meu. Copilul meu care plânge după tatăl lui. Copilul meu care spune că mama, tata nu mă mai iubește. Ce se întâmplă? Și de ce nu ați putut să vă folosiți de fosta soacră? Pentru asta că bănuiesc că și dânsa o iubește pe Nina. Nu cred că este indiferentă, nepoata. De ce nu ați încercat să-l aduceți pe Vladimir cu picioarele pe pământ așa? Pentru că am încercat. Dar dumneiei a venit și mi-a spus că trebuia să înduri, pentru că așa sunt bărbații. Eu nu pot să îndur. Ok, îndur eu. Dar și copilul? Sunt curios până la urmă ce răspuns ne poate da el.
nu am niciun răspuns, dar, bun, așa. Dar tu știi foarte bine că acest copil nu mi l-am dorit. Dar în fine, a venit, au fost nopți pierdute, au fost sacrificii, au fost momente din viață când poate aș fi dorit și eu să trăiesc altfel, să mă distrez. Și uite că am ajuns la momentul să pot recupera chestia asta. Da? Dar în același timp vreau să știu și eu, fata asta până la urmă e însărcinată? Că de bani m-a stapat suficient. Nu, nu sunt însărcinată. Tinere, tinere cu fără. Nici nu vreau să mai aud. Nu ești capabil să faci nimic cu unei femei. Și nici nu vreau să aud. Deci totul e minciună. Banii, vârsta, 18 ani, însărcinată, m-au tapat de bani. Tot e o minciună. Totul a fost o minciună, nu? Ți-a plăcut? Îmi place, nu-mi place, nu are nicio legătură. Dar până la urmă vreau să înțeleg și vreau să știu. Noi am făcut ceva? Am ajuns la hotel? Nu mai știu. Am făcut ceva? Până la urmă, seama cât de treaz era fiul dumneavoastră. Da, am ajuns la hotel, dar nu s-a întâmplat nimic pentru că a avut grijă soția ta să mă învețe absolut tot. Bianca, fii atentă că am reușit. E lemn. Să vorbești mai încet că e aici. Uite. Perfect. Acum, fă-mi niște poze, fă niște poze mai așa, mai sexy lângă el. Da? Ok. Ca să le ai tu acolo, să putem să-l șantajăm mai încolo, da? Și o să-ți fac eu rost și de la doctor de o ecografie de aia falsă și așa, ca tu cu taică tu să puteți să-l șantajezi după aceea, da? Ok, bine, acum, bine. Acum fă niște poze mai sexy, așa, mai de ochiate cu el, da? Uh-huh, bine. Și rămâne după aceea și de acum încolo, de fiecare dată te sun eu și îți spun ce trebuie să faci. Eu mă duc să rezolv cu ecografia aia falsă și cu tot, da? Perfect, bine. Așa rămâne, da? Îmi fac pozele și ți le trimit. Bine, pa, pa. Bianca, deci mie mi-a ajuns până peste cap minciunile, tot ce ai făcut. Tu crezi că așa mi-ai dat o lecție? Tu crezi că așa m-ai învățat? Din contra, m-ai înrăit mult mai rău, m-ai făcut să trăiesc un coșmar, să trăiesc ceva ce nu vreau să mai văd în viața mea. Să simți și tu ce am simțit eu. Vorbim despre fica ta până la urmă, da? Cum poți să spui lucrurile acestea? Mă uimește copilul ăsta meu, mă uimește. Cam tardiv. Eu datoria mi-am făcut-o. Cum rămâne? Plec la pușcării, nu plec? Asta nu, e problema. Stați liniștiți. Banii aceia vor rămâne la voi. V-ați pierdut timpul, m-ați ajutat. Da? Și dacă sunt pentru mama ta, nu se va duce nimeni la poliție, nu se, totul va decurge normal. Dar de unde știți dumneavoastră asta? Puteți băga mâna în foc, da, pentru fostul soț? Până la urmă, da? Domnule, da? Și când fapta lui ar fi una demnă de laudă, nu? Dar fapta celor doi, mai ales a dânsului, se înscrie cu brio la faptă penală. Corect. Măi, mamă, cum și-au bătut ăștia joc de tine, măi, mamă? Ce se întâmplă, măi, băiatule, cu tine? Chiar așa să-ți bată joc de tine și Bianca și umflatul ăla? Mi-am asumat un risc. O să-l duc până la capăt. Mi-a ajuns riscul de aici încolo. Fidea nu a avut nicio legătură. Eu am fost omul care m-a acceptat, că dacă nu acceptam, ea e un copil. Dacă nu acceptam să fiu umbră, ești într-un joc cu doamnei. Totuși, fiimea era ok. Să o folosiți pe fica dumneavoastră drept momeală? Stimate domn, în momentul în care ești într-o situație cum e a mea, având în vedere că n-am făcut și fiimea nu a făcut cu lacă mare cu scopul, lucru, scuză mijloacele, pentru că eu nu cred în așa știu, ceva. Eu da? Știu lucrul fiecare ăsta. Fiecare poate avea drama lui personală, asta nu înseamnă că putem aplica la tot felul de metode care ne trec nouă prin cap ca să facem bani. Mi-l asum. Atâția bani a dat doar ca să te prindă pe tine. De ce? Nu-i mama, măi mama e... Chiar atâta te urăște, chiar deci parcă spunea că te iubește. Tu nu vezi cât de periculoasă este, deci sigur, tu stai seama, tu știi cât mi-au cerut, tu știi cât mi-au făcut prin ce am trecut? Mi-au cerut 50.000 de euro, da? Oameni, garantat. Ferește, păi cât să muncești tu pentru bani? Îți garantez că din ăștia 50.000 de euro n-ajungeau tot la fătișoara aia și la taicăsu. Tata, nu vreau să te pierd, mi-e foarte frică. Am făcut toată chestia asta ca să o salvăm pe mama și am zis că scăpăm dintr-un tati, mare și am dat în altul. Tati,
nu e nicio problemă, încredere în mine. Eu vă garantez că nu o să fie. Nu aveți ce garanta, nu puteți să le garantați nimic, dar nu o mai mințiți frumos în față. Nu, ba, da, eu vă spun că nu o să se întâmple nimic. Postul dumneavoastră soț poate oricând să meargă la poliție, da? Cred că ai dreptate. E la cale totul ca să facă rost de niște bani, pentru că tu, așa cum arăți, poți să ai o fetucă tânără, pentru că ai și bani și arăți și bine. Păi când uite, ea... acum îmi dau seama. Păi... Dai seama câte gelozie, cred că a făcut asta și păi, din gelozie. Păi, bineînțeles. Și a dat cu fundul de greu, după ce a divorțat, a văzut că e greu, a văzut că întreținerea exact, nu e chiar așa, exact, a văzut exact. Că banii nu se fac chiar așa, da. Plus că sunt sigur, de unde, uite acum îmi trece prin minte, de unde știe ea? Cu cine am umblat eu? O fi pus un detectiv să te urmărească. No, ăștia doi, ia sigur mă, tu zi-mi acum m-a urmărit. Pentru el 10.000 de euro nu înseamnă nimic. El și-a învățat lecția. Dar vă spun că nu o să meargă. Dumneavoastră mi-ați băgat în asta, scoateți-ne. Ce se întâmpla dacă lucrurile în camera de hotel scăpau de sub control? Eram la ușa hotelului. Să fim serioși. Eram. Da? Să fim serioși. Eram la ușa camerii. Ce se întâmpla dacă omul acesta venea la starea civilă? Să venea la starea civilă, vă spun. Să nu la starea civilă. Tu zi-mă ce minte diabolică poate să aibă Bianca. Exact. Clar, pornită și din gelozie. Da? Păi pentru că... și din gelozie, pentru că ea e acasă, cu copilul, de-aia te tot sună. Du-te și ia fata de la grădiniță, vino care fata febră, poți fi adevărat tot timpul ce spune ea, n-ai de unde să știi. Și ea mai gândește-te la ceva. Un bărbat la între două vârste, da, cu bani. Îți dai seama că puși tu aici le trag. Da, la ea? La vârsta ei și fără bani? Și cu copilul? Și aia, bravo! Păi... și copilul? Crezi că mai poate să mai facă ceva? De acolo pleacă. De acolo e geloasă, asta este, e geloasă și a aranjat cu ăștia ca să facă măcar rost de niște bani. Cel puțin Vladimir și-a învățat lecția. Fostul dumneavoastră soț n-a învățat absolut nimic și nu se va schimba. Eu sper. Știi prin ce am trecut eu? Mi-era o frică să merg pe stradă, mă uitam stânga, dreapta, nu știam nimica. Da? Ea mi-a dat o lecție din contra, mai rău m-a înrăit. Să vezi ce lecție o să-i dau eu ei și o să-i arăt eu ei. Foarte, o să vadă ea. Foarte bine, foarte bine. După întâmplările prin care a trecut, Vladimir trebuie să fi îmbătrânit brusc vreo 10 ani. Ceea ce înseamnă că viața de crai i s-a cam scurtat, mult, după cum și merita de altfel. Că a fost păcălit, mințit, asta este o altă poveste. Esența rămâne aceeași, un bărbat fără minte, dornic să se bucure de aventuri amoroase, fără să țină cont de nimic. Nici răul pe care îl face femeilor pe care le amăgește, nici durerea pe care o provoacă propriului copil prin absenteism și indiferență. Cum am văzut și aici, dar și în propriile noastre vieți, există un echilibru universal, există totuși dreptate. Greșești, plătești, mai devreme sau mai târziu, dar este valabil și de partea cealaltă. Când faci bine, primești înapoi tot bine. Adică tu ce vrei să spui, mă, că tu nu vrei copilul ăsta? Că deja mă apucă nervii, tu nu vrei copilul ăsta? Adică ce vrei să spui dacă ai un copil? Uite, să mai ai unul, care e problema? Nu te face fericit? Eu am crezut că vrei un viitor alături de mine. Îmi explici și mie, sau mai bine zis îmi spui, de când nu ai mai plătit tu factura la lumină sau la gaze? La ce? Te-am rugat de două zile să-mi pui bani pe cart, mi-ai pus? Am să rezolv până mâine. O să rezolv mâine? Adică eu mănânc mâine? Eu mănânc peste o săptămână sau cum? Bă, aș putea să te ajut, dar... pot să-ți fac legătura cu coordonatorul nostru, să-i prezint situația așa în detaliu. Nu știu cum să vă mulțumesc și chiar e o bucurie imensă, pentru că mai rar așa, adică... Ai intrat în comunitatea noastră, vei fi ajutat. Vă mulțumesc din suflet. Dar niciodată să nu intri când e bărbatul cu una înăuntru. Aștept să plece el. Și după ce a plecat el, intri și te confrunți cu taia.